Bună ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați revenit la o nouă etalare. Voi face horoscopul săptămânii care urmează, bineînțeles cu tarotul, pentru Zodia Scorpion și ascendentul Zodia Scorpion. Cum bine știți, sau poate nu știți, ascendentul are o foarte mare importanță. Și cam se activează la vârsta de 29-30 de ani, da? Deci și ascendentul are o importanță în viața noastră de zi cu zi. Înainte de toate vreau să vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc fiind o etalare generală. Da? Deci într-un mod sau altul nu este la fiecare la fel, dar în mare există cam aceeași energie, da? Haideți să vedem, oamenii mei frumoși, Zodia Scorpion, voi care sunteți foarte sensibili, grijulii, săriți în ajutorul celorlalți, dar țineți foarte mult la respect și la cuvântul spus la principii, soarele. Ia uitați, prima carte pentru voi, soarele. Asta îmi spune că străluciți. Sau familia are un rol important, sunteți fericiți. În următoarea săptămână începeți bine, începeți cu piciorul drept, să spunem așa. Deci văd că va fi bucurie, succes în viața noastră, se vor clarifica lucrurile, vor fi intrări de bani, văd dorințe îndeplinite. Văd foarte mult entuziasm și bucurie de viață. În același timp, văd că veți străluci foarte mult și poate unii dintre voi veți intra în legătură cu Zodia Leu. Și aici poate să-mi spună și de familie. Veți fi foarte. Veți ști ceea ce trebuie să faceți, veți ști cum să acționați, veți avea mai multă încredere în voi și în același timp veți conduce. Da? Veți conduce căruța sau carul dumneavoastră, adică văd că veți conduce persoanele din jurul dumneavoastră. Văd o foarte multă lumină, ceva se luminează, un secret poate iese la iveală sau poate vă îndrăgostiți unul dintre voi. Poate vă îndrăgostiți sau anumite lucruri care erau obscure sau mai întunecate, văd că se vor lumina, da? Se va face o clarificare aici care va ieși ceva la lumină, să spunem așa. Poate o relație la lumina soarelui, o relație în sensul că nu este ascunsă. Sau văd încă două persoane în jurul dumneavoastră. Poate veți merge la bal, la dans, la o petrecere cu alte persoane și aici vă veți bucura și veți fi foarte încrezători în voi înși vă și veți străluci. Veți fi optimiști și entuziasmați. Vă veți bucura cu alte cuvinte. Haideți să vedem. Pentru Zodia Scorpion, ascendent în Zodia Scorpion, ce va fi în următoarea săptămână, ce va aduce următoarea săptămână nouă în viața dumneavoastră, ce se va întâmpla pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip. Și justiție, un contract, asta e clar. Un contract reușită, vi se va face dreptate, poate unii sunteți născuți într-o zi de 8, 11, 19. Aici îmi spune că va veni echilibru în viața dumneavoastră. Dacă doriți să luați dacă va trebui să luați o decizie, să luați decizia înțeleaptă în ce privește o familie sau un contract, bani, iarăși. Văd și un pic de rigiditate, poate din partea noastră sau din partea unei femei, nu din cauză, că nu, din partea unei femei din trecut. Un pic de rigiditate. Sau nu veți reuși să vedeți că lucrurile se vor sistema. Poate nu reușiți încă să vedeți fericirea. Ceva aici îmi spune că văd că aveți o bandă pe ochi. Ceva aici îmi spune că poate nu reușiți să vedeți că veți avea parte de reușită. Haideți să vedem.
pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul Luminița Tarot, pentru toți cei născuți în zodia Scorpion și au ascendentul în zodia Scorpion. Ok, asul de bețe și cu carul, patru arcane majore, nemaipomenit de frumos. Să știți că un nou început pasional aici, pasiunea se aprinde în viața dumneavoastră, cum spuneam, mai multă energie, veți face un contract și văd că veți avea mai mult entuziasm și energie să puneți în aplicare acest contract. Aici îmi vorbește de documente. Da? Văd că veți bate palma, veți avea parte de o reușită și văd că veți decide să plecați la drum. Unde? La stânga sau la dreapta? Dar cred că mai mult mergeți spre viitor, vă veți îndrepta spre viitor, veți lăsa trecutul la spate, dar văd și foarte multă muncă care poate apăsa pe spatele dumneavoastră și duce la stres, la dezechilibru, poate duce la oboseală foarte mare. Aici 10 de bețe îmi spune că poate în drumul dumneavoastră cineva va încerca să se sustragă de responsabilități și să lase totul în cărca dumneavoastră. Și cred că nu este ok. Ar trebui să mai renunțați la cele lemne, să mai dați câteva jos, că sunt grele de dus. Și oricum văd că se termină un ciclu. Ceva va lua sfârșit. Pentru că e prea mult. Încă duceți anumite lemne din trecut în spatele dumneavoastră. Eu vă recomand să nu vă luați în cârcă prea multe responsabilități. Și văd un pic de dezordine. Vedeți cum aceste mături sunt al contrariu. Unele sunt cu fundul în sus, unele sunt cu fundul în jos. Și e un pic de dezordine aici. La drumul dumneavoastră care doriți să-l faceți, mi-arată un pic de dezordine. Încercați să fiți prezenți și să observați cum funcționează lucrurile, cum stau lucrurile. Așa că la acel moment când veți vedea cum funcționează lucrurile, puteți să le sistemați, puteți să faceți ordine, puteți să renunțați la anumite lucruri sau să vă opriți și să spuneți că nu e ok și că trebuie să faceți ordine. Oricum, veți termina cu ceva, asta e clar. Cu ceva veți termina și veți renunța la ceva, pentru că e prea greu să aveți totuși grijă la acest drum. Haideți să vedem. Și 3 de bețe. Da, veți dori să acționați, veți dori să faceți un drum și vă uitați așa la următorii pași, la următorul proiect pe viitor. Poate unii dintre voi sunteți într-un trio. Voi care știți că sunteți într-un trio aici, cineva nu este onest, da? Cineva încearcă să-și vadă interesul. Interesele sale. Cred că va trebui să vă luați un pic de pauză, pentru că văd că va veni o ofertă către dumneavoastră stabilă, pe termen lung. Este aici cineva, un bărbat, semn de pământ al Fecioară Capricorn, care va veni cu o ofertă spre dumneavoastră. Ceva care dorește stabilitate, dorește ceva pe termen lung. Acest bărbat dorește ceva pe termen, nu? Sau poate dumneavoastră sunteți această persoană care vă gândiți la viitorul apropiat. Vă doriți să acționați, să faceți ceva, să întreprindeți ceva. Dar această ofertă îmi spune că vine și cu foarte multă intimitate. Există stabilitate aici, dar văd și iluzii în ce privește partea financiară. Și acest lucru vă ține pe loc, vă ține legați, vă ține blocați. Vă provoacă iluzii, dar devine greu. Acele iluzii cam grele devin, adică obsesii.
în ce privește acest proiect sau această ofertă. Vă ține pe loc, aveți nevoie să vă eliberați, sau poate un bărbat în semn de pământ Capricorn vă manipulează. Dorește relații intime și nici mic mai mult. Aici nu văd sentimente, nu văd iubire. Când iese diavolul, există intimitate, dar doar atât. Nu sunt sentimente de iubire. E ceva toxic, care poate vă... Sunteți zodia Scorpion, știți acest lucru, vă poate învenina inima. Da? Sau sunteți într-o relație, într-un trio, sau în relația care vă aflați, există aici o dependență, codependență, cineva e gelos, posesiv în ce vă privește, manipulator, are vicii. Sau există aici un bărbat care nu are încredere, nu are încredere. Dar vine cu ofertă către dumneavoastră, vrea ceva, vrea intimitate, dar atât vrea. Cred că va trebui să vă eliberați de această toxicitate. Vine chiar și cu o sumă de bani către dumneavoastră. Haideți să clarificăm aceste cărți pentru zodia Scorpion. Da, aici văd că aveți un nou început. Un nou început cu soarele aici îmi spune că în ce privește destinul dumneavoastră. Da, a venit momentul să se lumineze destinul dumneavoastră. Să se lumineze. Văd o luminare, o soare, căldură, afect, dragoste, strălucire, optimism. Poate unii dintre voi aveți ascendent în zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Și aici cu justiția, aici trebuie să vă protejați, să vă... E posibil să vină cineva, o femeie mai rece din trecutul dumneavoastră. O femeie sau să vi se spună, să vi se facă o nedreptate aici. Poate vorbe, bârfe, cuvinte care nu și-au rostul și poate cineva aici nu este atent la ceea ce zice. Sau în ce privește starea materială, în ce privește starea materială, contracte, documente, aici e nevoie să vă protejați, e nevoie să vă protejați. Aveți nevoie să vă protejați aspectul financiar sau documentele. Trebuie să faceți un drum pentru a rezolva aceste chestiuni în ce privesc documentele. Într-un mod sau altul, aici trebuie să faceți un drum pentru a vă proteja, pentru a clarifica, pentru a rezolva o situație legală. Ce știu, poate fi și măruntă, nu neapărat problematică foarte gravă. Dar aici îmi zice de că va trebui să vă protejați ori împotriva unei injustiții, ori împotriva anumitor persoane mai adversare, da? Mai răutăcioase ca de obicei. Și zodia Taur aici îmi spune. Cred că e mai mult pe bază materială. Sau din partea încăpățânării cuiva și dorește să vă atace și acolo aveți nevoie să vă protejați. Să aduceți un echilibru în viața dumneavoastră. Haideți să vedem acest as de pețe. Veți avea puterea necesară. Cifra 8 din 9 iese. Zodia Scorpion, dumneavoastră sunteți. Să știți că veți avea puterea necesară pentru a rezolva aceste documente. Pentru a pleca la drum, pentru a acționa. Văd că aveți energia necesară și văd că vi se cere putere. Pentru a aduce un echilibru. Pentru a trece peste obstacole, veți avea puterea pentru a depăși aceste obstacole. În ce privește acest drum, văd pe cineva că se pierde sau se simte pierdut. La un drum poate vă simțiți pierduți sau pierdeți ceva, aveți grijă să nu pierdeți ceva. Poate o fi o eroare la un drum.
La un drum să nu fiți impulsivi, să aveți grijă de impulsivitatea dumneavoastră la un drum, adică să încercați să mențineți un echilibru dacă doriți să plecați la un drum. Pentru că, sau să, dacă doriți să începeți ceva, să nu fiți impulsivi, pentru că aici văd o pierdere, poate de pierderea răbdării, pierderea în sensul că vă pierdeți răbdarea și poate veți fi mai impulsiv sau să nu faceți o eroare, o greșeală, să pierdeți ceva. Sau vă veți simți pierduți, poate singuri, poate începeți cu anumite obstacole. Zece de bețe. Aici îmi spune că veți fi foarte originali la acest 10 de bețe în ce privește acest stres, această muncă, această responsabilitate. Vă veți folosi originalitatea, veți fi inventivi, veți fi inspirați să rezolvați anumite lucruri din trecutul dumneavoastră, să terminați un proiect. Veți fi originali pentru a duce rezolvări în aceste probleme, chiar dacă veți avea parte de stres sau în ce privesc alte persoane care încerc să se sustragă și va trebui să terminați un ciclu aici, veți fi originali pentru a găsi soluții la problemele dumneavoastră și văd noi începuturi. Văd totuși că veți fi destul de înțelepți și de original pentru a pune punct ceva, pentru a termina cu un trecut. Aici, la 3 de bețe, văd o dramă, poate un dezechilibru. Doriți să plecați de undeva, doriți să puneți punct la ceva anume, pentru că provoacă dramă în viața dumneavoastră. Și zodia leu văd aici, pentru că cineva dorește să comande sau e foarte orgolios și dorește să plece. Cavalerul de monede îmi spune că va veni o ofertă spre dumneavoastră, uitați, cu apreciere, veți primi mesaje de la drum, va veni cu interese, dorește să vă ofere ceva. Este romantică această persoană sau romantică, sau veți dori să mergeți undeva la dans, la bal, la o invitație cu prietenii, unde este muzică, dar în același timp acest drum este cu abundență, cu oportunități, cu noroc. Și văd că veți primi apreciere din inimă, pot să spun. Și cineva va încerca să vă trimită mesaje plăcute, mesaje de iubire sau poate da, veți merge la un drum unde este muzică, unde veți asculta muzică. Haideți să vedem acest diavol. Zodia Scorpion. În ce privește munca dumneavoastră, vă veți organiza. Cineva se organizează pentru planul financiar, pentru stabilitate financiară. Aici îmi spune Zodia Capricorn, la locul de muncă, vă veți organiza mai bine în ce privește locul de muncă, în ce privește planul financiar. Vă veți axa pe acest lucru, veți dori mai mulți bani, poate, și văd că vă veți organiza cum să culegeți roadele, pentru a culege roadele. Și vă va da foarte multe gânduri, da? În ce privește munca sau aspectul financiar, vă veți gândi la acest lucru după acest dans, după această ieșire, să spunem așa. Spontanitate debordantă, depășește constrângerile minții și acceptă în mod liber și cu iubire noi situații. Deci trebuie să acceptați noi situații că vor veni în următoarea săptămână pentru dumneavoastră. Și nu vă mai puneți limite, încercați să fiți originali, să vă folosiți originalitatea minții, dar eu văd aici că în ce privesc alte persoane, veți colabora cu alte persoane și poate chiar cu frații dumneavoastră sau în ce privește un grup de oameni, văd aici că sunteți cu mai multe persoane, cu mai multă lume
și poate acolo va fi foarte mult stres. Iertare dumnezească, ești acum în măsură să activezi puterea iubirii pentru a te elibera de suferințele trecutului. Da, ai nevoie să te eliberezi de aceste injustiții care ți s-au făcut pentru a putea trăi iubirea și pentru a putea primi iubirea în viața ta, trebuie să te eliberezi de suferințele prin care ai trecut. Acest lucru va aduce vindecare. Chakra inimii este culoarea verde pentru a vindeca inima dumneavoastră, pentru a vă vindeca sufletul. Loialitate benefică. Faptul că ești demn de încredere este dovada simțului devotamentului plin de iubire pe care îl manifesti și a coerenței sufletului tău. Ceea ce spuneam, dumneavoastră sunteți persoane coerente, da, și cum spuneam la început că dați cuvântul și așa faceți, vă țineți de cuvânt, dar în același timp același lucru așteptați și dumneavoastră de la alții și uneori nu prea primiți înapoi. Sunteți de încredere, sunteți devotați, persoane dragi, persoane iubite și văd că veți avea parte de loialitate, da? În sensul că veți avea parte de loialitatea altor persoane sau veți fi loial proiectului dumneavoastră și acest lucru va fi benefic pentru dumneavoastră. Alchimie. Între dumneavoastră și persoana iubită există atracție, o puternică atracție magnetică între voi. Deci în această relație un pic cam greu de refuzat. Și pasiune, foarte multă pasiune și poate zodia Capricorn are un rol important în viața dumneavoastră, leu, vărsător și viața noastră de iubire este influențată de copii. Unii poate aveți copii, unii poate aveți copii mai mari și sunt contra și vă trei, poate trei copii, poate unii chiar aveți cățeluși sau un animal. Sau doi băieți, doi copii, o fată și un băiat deschiși la culoare, dar eu văd aici că vine influențată de viața noastră de iubire în ce privesc copiii. Poate uneori aveți obstacole și unul dintre copii se pune contra. Poate sunteți despărțiți și aveți copii la rândul dumneavoastră și nu le place, se pun contra acelei persoane. Oricum, într-un mod sau altul este influențată de copii. În viitorul apropiat se va îndeplini dorința dumneavoastră. Dacă ați avut vreo dorință sau ați visat la ceva anume, în viitorul apropiat se va îndeplini. Văd aici două persoane, poate în ce privește persoana iubită. Aici văd că în următorul viitor va veni către dumneavoastră acea dorință. Pentru o împăcare, pentru o renaștere, pentru îndeplinirea acelei dorințe. Deci în următorul viitor. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea. Vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Doamne ajută tuturor, numai bine, sănătate! La revedere!